Lucrările la lărgirea drumului dintre Năvodăr și Mamaia, unul dintre cele mai importante proiecte de pe litoral, continuă. După soluționarea problemelor existente cu furnizorul de energie electrică, echipele de muncitori s-au întors pe șantier. Viceprimarul orașului Năvodăr, Florin Chelaru, a efectuat vizite periodice pe șantier. Au venit conductele pentru suptavesările la Enel. Asta înseamnă că vor fi finalizate aceste conducte, iar în paralel 80% din suptavesările legate de apa fluvială va fi finalizată, în jur de 60% din suporții pentru stâlpi sunt făcuți. Dacă vremea va fi călduroasă la mijlocul lunii martie, muncitorii ar putea începe asfaltarea drumului. Sper ca de la mijlocul lunii martie să avem o temperatură bună, adică peste 7 grade, să începem asfaltarea, ca să aducem și zâmbetele în inimile șoferilor noastre. Proiectul de supralărgire a drumului Năvodăr-Mamaia se realizează cu o investiție de 60 de milioane de lei. La finalizare, șoseaua va dispune de 4 benzi, sensuri giratorii, piste de bicicliști și trotuare pentru pietoni.